De ce s-a retras Hagi? Cine? Hagi. Nu cred că s-a sănătate? Și la el. Poftim? Sănătate? Nu cred că n-are nici că probleme de sănătate. Dar speriat, da, poate da, un pic de prietenii lui din jur, Balint... Păi, dar te sperie. Eu că acum, sincer Andrea, să spun, de când am văzut, l-am văzut ce s-a întâmplat și am o relație bună cu Rotaru și să dea Dumnezeu să facă bine cât mai repede. Când am văzut ce s-a întâmplat cu Rotaru, când am văzut că Popescu, nu știu ce, când mă feresc și stau mai... Adică stau mai mult pe acasă. Da. Mă gândesc, Doamne ferește, deci am și un nepot mic, nu știu, te gândești așa și el probabil. A văzut că Balint, a văzut că Darius, sigur, nu are, chiar nu are probleme de sănătate, Hagi e sănătos tun, dar el trăiește foarte intens. Ai văzut cum se... Da. Nu e ușor, atâția ani de zile, sunt 6-7 ani de când stă pe bancă, nu? Este ușor să... Și atunci probabil că a vrut să-și ia o pauză. Și, dar ce crezi, că trăiește altfel sau cum? Nu știu, crezi că muncește mai puțin sau... Spun că la fel de mult muncește. Da. La fel de mult, că nu... Poți, crezi că cu Hagi poți vorbi altceva decât de fotbal? Eu o spun așa, când eram prin vacanțe, așa, îmi spunea... Sigur, ne duceam la munte, noi... El schia, dar nu schia. Adică el știa să schieze, dar nu prea schia. Știe să schieze. Știe să schieze, da. Eu nu știu. Și atunci noi ne plimbam. Și așa, în glumă, Popescu zicea, bă, și o să te faci antrenor. Așa. Pentru că... Da. Zic că vorbește numai de fotbal. Asta este, pentru asta trăiește. Asta e... Nu discută despre altceva, decât despre fotbal. Și atunci, ea spunea, bă, tu mai stai mult cu Hagi, o să te faci antrenor. Da. Și Petrescu, crezi că este altfel sau ce? La fel. La fel. La fel. Deci sunt oameni care pentru asta... În antrenorul ăsta de la Viitorul, câte zile îi mai dați? Știind... Eu nu cred că ei, da, cine au luat decizia asta, care au luat decizia asta să aducă pe antrenorul ăsta, să știi că nu... Ei știu ce înseamnă... Au fost fotbaliști mari amândoi, știu ce înseamnă să îi trebuiască unui om ceva timp să... Eu nu cred că Hagi va schimba... Prea curând. Prea curând, pentru că din punctul lui de vedere și din punctul meu de vedere, eu dacă aș fi, văd felul în care muncește, ce munce, ce face, pentru că nu știe Hagi, nu vede Hagi ce face un antrenor, dacă face bine sau nu face bine. Da, da, vede. Și atunci este important ce face celul, pentru că dacă lucrezi bine, lucrează bine, rezultatele vor veni. Eu dacă aș fi patron de echipă și am un antrenor, mă interesează ce văd, perspectiva care o văd. Da. Nu un rezultat de moment. Rezultat de moment, pot să joc foarte prost să câștig, nu? Da, și să joc bine și să pierd. Dar dacă joc bine, am perspectivă. Dacă joc prost și se lucrează prost, nu ai perspectivă. Și eu nu cred că Hagi va lua așa o măsură. Nu este, chiar dacă el este un tip vulcanic, așa, nu va lua o măsură, o decizie așa radicală.